Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet. Bună seara, dragii mei. Mă bucur să vă văd încă o dată. Încă o dată mulțumiri pentru semifinală și pentru încrederea voastră. Aș vrea să nu vă dezamăgesc în seara asta, cum fiecare om în viață, și bărbat și femeie, are pe câte cineva pe care îl place foarte tare și ar vrea să-l convine să fie acolo. Și eu, la rândul meu, pentru că am lucrat la circ 4 ani de zile, aveam o circăreasă de care eram, mamă, eram un nebunit, una minionă așa, dar circăreasă, gimnastă, zi, am luat piciorul de aici, îl punea sus, îl punea și pe ăsta, rămânea în aer. Olpii pleca la spate, se ducea, cobora pe... Mă ținea la glume, mă băgam cu ea, ținea la glume, dar nu voia nenorocita. Și m-am gândit, pentru că sunt un om cu experiență, 56 de ani, nu zice nimic de Delia, te rog. Ba, aveam experiență și din experiențele mele, eu mi-am dat seama că o femeie, ca să o faci să se uite, să îndrăgostească, tintru să o faci geloasă. Și zic, bă, o fac geloasă. Am nimerit cu circul la Târgoviște, unde în același timp, în Târgoviște, era festivalul de salsa. V-am zis că eu sunt dansator de salsa, de salsist, nu știu ce. Și zic, așa o fac geloasă. Mă duc la salsa, aveam acolo prietenele mele dansatoare, fete frumoase, întotdeauna la salsa numai. Și iau pe una de la salsa, vin cu ea la circ. Și când o să intru și mă vede asta, o să moară de invidie și călare pe mine, zis și făcut. Am plecat la salsa, am luat și un coleg de-al meu, Vali, un acrobat, care era mai rușinos de fel, zic, hai cu mine acolo, că acolo e ușor. Festivalul se ținea undeva într-o clădire la etajul 1, dar cu scară exterioară, de-aia de metal, de fier. Am intrat cu el, atmosferă, frumos, nu știu ce, ne-am oprit acolo în ușă, am plătit. La o masă o văd pe o tipă din Baia Mare, la fel pe care eu o plăceam și zic, pasta o iau, că arăta și bine, și o omor pe aia de acolo. Păi zi lui prietenul meu, zic, așteaptă-mă aici. El neștiind să danseze, acolo dacă nu știi să dansezi, nu te integrezi. L-am lăsat acolo, acolo a rămas. Eu m-am dus la asta, ce fac, mă, nebun, o vărzică, pac, așează-te. Am luat loc la masă, zic, ha, 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 ce, că n-am zis nicio glumă, mă rog. Oh, no! Zic, ha, 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 ce, zic, mă, nu, am rămas cu ha, ha, ha. Zice, vărzică, așează-te, m-am așezat acolo, zice, bem o pălincă. Zic, pălincă, în mintea mea, o iau mai repede dacă se-mi bată. Zic, da, iubita, bem o pălincă. Chestia e că îmi turna doar mie. Avea o sticlă de un litru de pălincă și tot îmi turna. Și eu zic, mamă, deja mă încălzeam la creier și zic, băi, gata, zic, o iau, e frumos. În 20 de minute am băut litru de pălincă și am fost preș. Măcar a rezolvat ceva. Am ridicat, hai, vine prietenul meu și mă vede. Ce-ai făcut, mă? Am văzut. Ăsta nebunic zice, ia 20 de lei, îți chem un taxi și du-te la circ înapoi. Chestia este că la pălincă creierul rămâne lucid. Corpul nu mai ia, nu te mai ascultă. Nu e, ori n-aude, ori nu vede. Că în momentul în care ăsta mi-a zis că îmi dă 20, îmi cheamă taxiul, creierul a plecat. Am luat-o și am luat banii, m-am dus pe platformă, n-am așteptat să-mi cheme la taxiul. Creierul a zis, ăla cheamă taxiul. M-am dus pe platforma aia de metal, m-am uitat, creierul era în taxi. Erau niște taxiuri oprite, ultimul taxi, zic, pă, ăla mi l-a chemat. Chestia este că dacă a plecat ăsta, corpul nu mai era acolo. Dar am luat cu mâna stângă, mâna dreaptă, am pus-o pe balustradă, am coborât prima treaptă, am luat-o la picior. Următoarele la fese, pe ultima treaptă, nu a atras frâna de mână. S-au amestecat inelele între ele, 1 cu 3, 3 cu 5, 2 cu 4, 4 cu 6. Era o nebunie, puzzle era acolo. N-am putut să mă ridic, că nu era creierul care să mă ridice. Dar flerea, creier, hai puțin. A venit creierul, a intrat, a început să facă puzzle-ul ăla acolo, inelul 6 nu l-a mai găsit. Am plecat după locul lumbago sciatic așa, m-am dus direct glonț spre ultimul taxi, că de obicei dacă îți cheamă cineva taxiul, vine unde? Ultima mașină între cele de taxi. Creierul a luat-o înainte, mi-a deschis ușa, m-am împiedicat și am căzut înfipt între bancheta din spate și scaunele din față. Și am adormit. Taximetristul nu m-a văzut, că era în față cu colegii lui, beau cafele. Mă, să zic că am adormit 10, un sfert de oră, nu știu exact cât a fost. Moment în care se deschide ușa și urcă peste mine doi mai beți ca mine. Mă calcă în picioare taximetristul cu ei, că îi văzuse. Mă vede și pe mine, zice, erați trei? Da, cred că tu te-ai îmbătat, vezi mai mult. Și m-a ridicat eu cu spaimă, cu alea. Băi, ce? Ăla zice, ce-i cu tine? Bag mâna în buzunar, scot 10 lei din aia 20 care mi-a dat ăla, îi dau la taximetrist și le zic la așa, băi, plătiți și voi jumate, nu ca data trecută.
Păi ia bagă mâna în buzunar, beț, îi plătește lui ăla 10 lei și zice, și acum zic, hai afară, că am ajuns. Cobor, mă uit după circ, nu era, mor de bă. Când văd salonul de salsa, festival, zic, ha, la salsa am venit, mergem la petreceri. Zic, dar de ce am venit beat, că de obicei plec beat de acolo. În sfârșit, am urcat treptele înapoi, prietenul meu acolo unde l-am lăsat. Eu dacă i-am zis să rămân acolo, a rămas acolo. Urcând pe scări, creierul vede inelul numărul 6, îl ia. Deci îl punem noi la momentul potrivit. Intru înăuntru, dau nas în nas cu prietenul meu care zice, ce e mă cu tine? Zic că am venit la salsa! Cu cine ai venit? Prietenii mei! Și ce prieteni sunt ăștia? Nu știu, sunt prietenii între ei, habar am că nu, m-am uitat la ei și nu-i recunoșteam. Am pățit. Zice, bă nebunule, ți-am chemat taxi, ți-am dat 20 de lei să te duci la casă, că te îmbătase. Zic, pă, nu știam de ce nu mă ajută corpul. Zic, aia e, zic, hai că plec. Ăsta ce îți mai ajung banii? Bag mâna, scot aia 10 lei, zic, păi dacă dus întors, mi-a ajuns 10 lei, l-a dus mi-a doar 5 lei, mai și rămâne. Am băgat banii, m-am întors să plec. Când mă întorc, în ușă, pitica din Baia Mare, moartă de beat. Știu, pe povești... Ține, poveste, ține. Poveste, avansă, n-ai. Mai avusesc o sticlă de pălincă, dar a băut-o după mine. O văd ce fa nebun, o mine vărzică și ea, palie cumva așa. Zic, îmi zice, vărzică, am o idee. Zic, ce idee? Hai la tine la circ. Puh, mi-ai citit gândurile. Am luat-o de braț, am ajuns pe trepte, am lăsat-o prima. Zic, să văd și eu cum se vede de sus, știi? Na, a dracu, era antrenată din Baia Mare, i-a fost ușor pe pălincă. Am coborât, ne-am urcat în taxi, am plecat la circ. Când am intrat pe poarta circului să mă duc spre rulotă, pitica cu picioarele și cu ochiul la spate. Era acolo, am văzut-o cum i-a venit ochiul înapoi în față. Am încruntat în sprâncene, zic, gata, funcționează, că am făcut-o geloasă, știi? Era ochii, bine, ochii mei se uitau așa, dar au văzut-o. Am intrat cu asta în rulotă, mă. Și am început, ne-am sărutat, ne-am giugiulit, am făcut dragoste. Noi doi am făcut dragoste. E și romantic. Mamă! E și romantic, vă zic asta. Da. În rulot? Păi și am simțit, am făcut o partidă de dragoste superbă, numai că creierul ăla lucid n-a simțit artificiile la fată. Păi? A simțit că e bine, dar nu... Și am zis, bă fată, zi-mă ce trebuie să fac, cum îți place ție mai mult, care e poziția ta? Zice, bine, mușcă-mă de degetul ăsta. Ai de capul meu. Bă, fata. Bă, stați, mă, un pic, nu e de aplaudat. Că eu mai știu și eu, mai am experiență și probabil că toți. V-ați dus cu o fată acasă. Ați întins-o pe pat. Așa. Ce-ți cauți acolo? Bă, ce cauți tu acolo, că tu ești aici? Umbli peste tot, acolo n-aveai cum să te duci acolo. Bă, de atunci, vă jur, orice fată am fost și firile de păr le-am luat fir cu fir. De câte ori îmi dădea mâna, una s-o pup, întâi o mușca. Îi trăgeau alea mâna, bă, stai de la un loc, mă zic. Bun, îi zic, ok, am luat mâna, am mușcat-o, zic că stai că e ușor de acum. Ba, când simțeam că vin artificiile la mine, îi luam mânuța, o puneam pe noptier, aveam un ciocanel de la de plastic, dădeam. Când vreau să creez mai multă intensitate, dădeam de mai multe ori. Ba, făcea, a. În nebunia asta, în intensitate, mamă, m-a apucat de gât, a început să mă zgâlție. Mă trăgea, la un moment dat, pitica, circăreasa, n-a mai rezistat. Puf, deschide ușa la rulotă, mă apucă de picioare și începea să tragă de mine afară. Asta mă trăgea de gât, mă zgâlțea, mă trăgea de picioare. La un moment dat, asta îmi dă două palme tari. Bam, bam, și când deschid ochii, era taximetristul cu un coleg. Hai bă să-l dăm afară, dă-l dracu, că a dormit în mașină. Și vă mulțumesc frumos, oameni buni. Eu am fost Varză. Grație. Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet.